Conform ziardesuceava.ro, cotidianul Recorder a realizat o harta apei contaminate din satele României. Harta a cuprins și situația din județul Suceava, care arată că apa potabilă din mai multe localități prezintă un adevărat pericol pentru sănătatea locuitorilor. În județ sunt 61 de localități fără rețea de apă potabilă, 21 de localități cu rețele mari de apă potabilă, 15 localități cu apă potabilă necontaminată, 17 localități cu apă potabilă contaminată. Localități fără rețea de apă potabilă: Mușenița, Frătăuții Noi, Bălcăuți, Grămești, Satu Mare, Zamostea, Șărbăuți, Zvoriștea, Mitocul Dragomirnei, Adâncata, Hănțești, Tărmănești, Todirești, Stroiești, Bălăceana, Ilișești, Comănești, Botoșana, Arbore, Poien-Solca, Iaslovăț, Cacica, Pârteș de Jos, Mănăstirea Humorului, Fântânele, Udești, Vulturești, Hârtop, Bunești, Rădășeni, Horodniceni, Cornul Luncii, Valea Moldovei, Mălin, Slatina, Râșca, Dolhești, Crucea, Dornarin, Panaci, Șarul Dornei, Poiana Stampei, Coșna, Ciocănești, Cârlibaba, Fundul Moldovei, Breaza, Moldova, Sulița, Izvoarele Sucevei, Ulma, Moldovița, Vatra Moldoviței, Frumosul, Straja, Putna, Sucevița, Margina, Horodnic de Sus, Horodnic de Jos, Gălănești, Vicovu de Jos. Localități cu rețele mari de apă potabilă: Frătăuții Vechi, Rădăuți, Volovăț, Burla, Milișăuți, Cașvana, Suceava, Șcheia, Ipotești, Moara, Ciprian Porumbescu, Drăgoiești, Berchișești, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Sadova, Vatra Dornei, Baia, Fântâna Mare, Fălticeni, Preutești. Localități cu apă potabilă necontaminată: Siret, Bilca, Vicovu de Sus, Voitinel, Brodina, Solca, Păltinoasa, Capul Câmpului, Stulpicani, Ostra, Pojorâta, Dorna Candrenilor, Boroaia, Vadul Moldovei, Forăști. Localități cu apă potabilă contaminată, număr localnici: Dornești, 4937, Calafindești, 2951, Grănicești, 5868, Pătrăuți, 5593, Siminicea, 2896, Dumbrăveni, 9963, Salcea, 10848, Verești, 7402, Bosanci, 7963, Liteni, 10274, Dolhasca, 11428, Drăgușeni, 2572, Bogdănești, 4139, Broșteni, 6378, Frasin, 6565, Vama, 6194, Iacobeni, 2059. În cele 17 localități ar trăi în total 108.030 de cetățeni. În cazul localităților cu apă potabilă necontaminată, conform analizelor efectuate de Direcția de Sănătate Publică în anul 2019, nu s-au înregistrat depășiri la indicatorii de potabilitate stabiliți prin lege. În cazul localităților cu apă potabilă contaminată, conform analizelor efectuate de Direcția de Sănătate Publică în anul 2019, au rezultat următoarele: Dornești, s-au înregistrat depășiri la indicatorii Eșeteria coli, număr total de germe la 22 grade, număr total de germe la 37 grade, clor rezidual. Calafindești, s-au înregistrat depășiri la indicatorii Eșeteria coli, enterococi, bacterii coliforme, număr total de germe la 22 grade, număr total de germe la 37 grade, clor rezidual. Grănicești, s-au înregistrat depășiri la indicatorii Eșeteria coli, enterococi, număr total de germe la 22 grade, număr total de germe la 37 grade. Pătrăuți, s-au înregistrat depășiri la indicatorii Eșeteria coli, enterococi, bacterii coliforme, număr total de germe la 22 grade, număr total de germe la 37 grade, clor rezidual. Siminicea, s-au înregistrat depășiri la indicatori nitrați. Salcea, s-au înregistrat depășiri la indicatori Eșeteria coli, enterococi, clor rezidual. Verești, s-au înregistrat depășiri la indicatorii Eșeteria coli, enterococi, clor rezidual. Posanci, s-au înregistrat depășiri la indicatorii nitrați, Eșeteria coli, enterococi, bacterii coliforme, număr total de germe la 22 grade, număr total de germe la 37 grade, clor rezidual. Liteni, s-au înregistrat depășiri la indicatori nitrați, liten corn, enterococi, bacterii coliforme, liten roșcani. Dolhasca, s-au înregistrat depășiri la indicatori cloruri, conductivitate, turbiditate, culoare, gust, miros, număr total de germe la 22 grade, număr total de germe la 37 grade, clor rezidual, fier, mangan. Drăgușeni, s-au înregistrat depășiri la indicatorii bacterii coliforme, clor rezidual. Bogdănești, s-au înregistrat depășiri la indicatorii Eșeteria coli, enterococi, bacterii
coliforme, clor rezidual. Proșteni, s-au înregistrat depășiri la indicatori Eșeteria coli, enterococi. Frasin, s-au înregistrat depășiri la indicatorul clor rezidual liber. Vama, s-au înregistrat depășiri la indicatorul clor rezidual liber. Iacobeni, s-au înregistrat depășiri la indicatori Eșeteria coli, enterococi, clor rezidual. Cotidianul Recorder a publicat investigația intitulată Cum se transformă banii europeni în apă contaminată acum 3 luni și poate fi găsită pe internet.